Salutare, dragi prieteni! Astăzi vom începe experimentul cu nisipul roșu. După cum bine vedeți, am pregătit ceva ghivece cu nisip. Aici avem nisipul roșu, nisip calcaros, adică e un nisip în care se văd urme de scoică. Să vedem. Așa. Și aici am un nisip fin. Vedeți și voi. Am pregătit deja semințe de roșii. Roșii inimă de bou. Am pus să vedem cum iese. Nu știu dacă le voi folosi ca răsaduri, dar vom vedea care e cel mai bun nisip. Adică dacă într-adevăr nisipul roșu are ceva proprietăți sau nu. Știți că am mai discutat despre asta în clipurile mele. Nisipul calcaros l-am ales pentru că, na, având calciu în el, poate, nu știu, și magneziu, probabil o să ajute plantele, vedem. Și aici nisip fin, să vedem dacă într-adevăr este vreo diferență. Din păcate nu am nisip de râu, ca să vedem și acela care-i treaba la el. Dacă ar fi nisip de plajă, de râu, cred că ar fi destul de bun și acela, pentru că în el vine mereu apă murdară și rămâne, nu știu, rămâne apă în care s-a descompus materie organică. Deci cred că ar fi destul de interesant și făcut un experiment cu acela. Dar deocamdată vom face acest experiment. Am mai folosit și, adică dacă tot m-am apucat de chestia asta, o să vedem și care e cel mai bun pământ, să zicem așa, pentru răsaduri. Aici am pământ pur și simplu, aici am compost, 100% compost din materie organică descompusă. Aici am compost plus pământ, vedeți și aici câte 3, am încercat să puncte 3, este și puțin nisip roșu în partea stângă, dar cred că când l-am adus a sărit de aici puțin pământ amestecat cu nisip roșu, pământ amestecat cu nisip calcaros, compost plus nisip roșu, apoi compost plus nisip calcaros și în cele din urmă, nu prea se vede, dar eu văd, pământ plus compost plus nisip roșu plus nisip calcaros. Acolo ar trebui să fie absolut totul. Voi face o miniserie și vom vedea care e cel mai bun și cam cum se prezintă. Poate la anul vom învăța din rezultatele din acest experiment. Voi învăța și voi mai face un experiment. Vedem întâi ce iese aici. Bineînțeles că eu fac cu roșii, am încercat cu roșii. Fiecare plantă are diferite necesități, dar cred că o să ne facem în materie, are diferite necesități în materie de mineralele de care are nevoie, dar cred că o să ne facem o idee destul de bună despre cam cum funcționează treaba asta și sper să ne găsim cel mai bun material pentru răsaduri și bineînțeles pentru plantare. Dacă ați văzut, eu folosesc nisipul roșu pentru plantarea pomilor și v-am recomandat și vouă să folosiți nisip pentru o drenare mai bună a solului și pentru ca rădăcinile să le fie mai ușor să se dezvolte în primii ani. Ok, prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Lista va continua. Acesta este abia primul episod. Ciao, v-am lăsat. Nu uitați de subscribe ca să vedeți și restul.